De când a evadat, peste 1000 de polițiști și angajați ai penitenciarilor l-au căutat pe Cătălin Picu. În această dimineață, oamenii legii au efectuat 5 percheziții și astfel au dat de urma deținutului fugar. Tânărul a fost găsit în comuna Valea Stanciului, nu la domiciliul acesta, la domiciliul unei alte persoane. Acesta, schimbându-și locul de ascunziș, de mai multe ori pe parcursul celor 2 săptămâni în care a fost evadat. Tânărul se afla în penitenciarul pe Rândava din luna mai 2014 și își executa pedeapsa în regim deschis. Mai avea de ispășit 9 luni din pedeapsă. După ce va fi audiat de polițiști, va fi trimis la penitenciarul de maximă siguranță Craiova și riscă o pedeapsă între 6 luni și 3 ani pentru evadare.